Cu multe emoții, dar și cu un bagaj generos de cunoștințe și amintiri. Așa au pășit studenții Facultății de Mecanică din cadrul Universității Politehnica Timișoara în Amfiteatrul 150 la ceremonia cursului festiv desfășurată vineri 11 aprilie. Chiar dacă încărcătura momentului a fost foarte mare, proaspeții absolvenți ne-au descris în câteva cuvinte cum au fost cei 4 ani de student la Facultatea de Mecanică. Cum te simți acum că ai terminat facultatea? Mă simt fericit că am terminat odată cu tot restul colegilor mei și abia aștept să încep munca în domeniu. Ești pregătit pentru examenul de licență? Nu, dar voi fi, la momentul potrivit. Ce ai de gând să faci mai departe? Am de gând să mă angajez și voi continua masterul tot la această facultate. Îmi pare rău că termin și nu vreau să intru în breasla muncii, ca să zic așa, și ușurată, într-un fel, că a fost destul de stresant și cam atât. Ești pregătită pentru examenul de licență? Da, sunt pregătită, de-abia aștept. Ce ai de gând să faci mai departe? Păi o să merg la master, vedem după master ce o să se întâmple. Îmi poți spune un moment frumos din timpul facultății? Păi, a fost o grămadă. Foarte mult, adică în fiecare zi au fost momente faine și am încercat tot timpul din tot stresul ăla mare și presiunile care erau asupra noastră să facem momente faine. Deci, nu pot să zic unul în mod exact, că nu-mi vine acum în minte. E un sentiment ciudat, am fost colegi 4 ani, am legat foarte multe prietenii, m-am atașat de foarte multe persoane. Va fi cel puțin ciudat să nu-i mai văd, să nu ne mai vedem zilnic la ore, să ne mergem împreună. Fiecare o să ia pe drumul lui în viață și sperăm să ne vedem cu bine în 2024. Ești pregătit pentru examenul de licență? Sigur, întotdeauna sunt pregătit. Nu cred că va fi o problemă pentru nici care din colegii mei. Ce vrei să faci mai departe? Pe viitor, sigur, voi aplica pentru un program de master în cadrul Facultății de Mecanică la Departamentul de Mecatronică și pe viitor nu se știe. Spune-mi un moment frumos din acești 4 ani. Da, un moment foarte multe momente frumoase care le-am petrecut au fost cu colegii de grupă și mi-amintesc cu plăcere când odată am avut un coleg găman care ne-am fi dorit să-l mai păstrăm și cu noi în continuare, dar nu a promovat anul și am mers împreună la restaurant și am mers să bem un suc toți împreună ca și colegii când acesta a comandat un singur mic. Țin minte că atunci ne-am distrat foarte mult și ne-am fi plăcut să-l avem și pe el alături. Decanul Facultății de Mecanică, Inocențiu Maniu, a ținut să le transmită studenților un mesaj de rămas bun și câteva sfaturi pentru viitoarea carieră de inginer. În urmă cu 4 ani, acești absolvenți din ziua de astăzi, mai au încă puțin până la absolvire, au intrat pe băncile facultății, cum spunem noi, sigur știind destul de puțin ceea ce înseamnă o instituție de învățământ superior, ce înseamnă a urma cursurile unei facultăți. Au fost pași mici, mărunți, dar am avut parte de o serie destul de bună din punct de vedere al cunoștințelor cu care au venit în facultate, astfel încât au făcut față exigențelor pe care noi le-am impus. Aceste specializări de mecatronică și robotică au început să fie tot mai căutate pe piața muncii pentru că oferă o paletă largă de cunoștințe atât din domeniul mecanic, electronic, tehnologia informației, ceea ce permite o încadrare relativ ușoară și simplă în câmpul muncii. Multe dintre firmele de pe piața de vest a țării căutând astfel de absolvenți. Este pentru noi o satisfacție că ajungem după 4 ani ca aproape toți absolvenții de licență să se încadreze în câmpul muncii. Urmează după aceea specializările de master și acestea sunt programate în general după orele de muncă ale lor, seara după ora 17, astfel încât ei să poată să facă și acest ciclu de învățământ secundar de master, pentru că o calificare deplină în meseria de inginer înseamnă parcurgerea și a celui de-al doilea ciclu de master. Ce mesaj transmiteți dumneavoastră tinerilor absolvenți? Sigur, așa cum am spus, să-și continue studiile, să încerce la locul de muncă, fiecare acolo unde
va încerca să-și aplice cunoștințele cumulate în școală, să fie corecți, să fie exigenți cu ei înșiși, cu oamenii pe care îi conduc și cu care lucrează, și atunci totul va fi bine și ei vor fi mulțumiți pentru ce au făcut în viață, pentru ceea ce vor face în continuare și, sigur, atunci când vor avea probleme, noi așteptăm pentru eventuale consultații în mijlocul nostru, îi așteptăm să le mai dăm sfaturi pe parcursul vieții, atâta timp cât vom mai fi și noi capabili de așa ceva. După cursul festiv urmează examenul de licență, ultima treaptă din viața fiecărui student, în drumul spre mult așteptata diplomă de inginer.